Din cazuistica înregistrată la nivelul punctelor de trecere a frontierei rutiere, s-a constatat că sunt cetățeni care se prezintă pentru a intra sau ieși din țară la volanul unor autovehicule care au montate plăcuțe cu numere de matriculare provizorii sau pentru probă atribuite de autoritățile din Republica Federală Germania, că și cele de tip P eliberate de Ungaria, cazuri care atrag răspunderea penală a conducătorilor auto, se arată într-un comunicat emis de Poliția de Frontieră. Potrivit citate, conform legii, plăcuțele cu numere de matriculare provizorii cu caractere de culoare neagră, care perioada de valabilitate este înscrisă în partea dreaptă pe fond Galben, eliberate de autoritățile germane, sunt vehicule care pot circula exclusiv pe teritoriul Germaniei. În același timp, plăcuțele cu numere de matriculare profesionale, de garaj, eliberate de autoritățile germane, sunt valabile pe teritoriul altui stat doar în baza unui acord bilateral încheiat între cele două state, iar între România și Germania nu este încheiat un astfel de acord, mai arată Poliția de Frontieră. În ceea ce privește plăcuțele cu numere de matriculare de tip P, probe, acestea sunt atribuite de către autoritățile ungare societăților comerciale care produc, comercializează sau repară autovehicule și nu autoturismelor pe care sunt aplicate, astfel că vehiculele în cauză nu sunt înscrise în circulație în Ungaria.